Presus de orice, de credință, de avânt, e iubire. Așa că vă invităm să vă ridicați sus, deoarece iubire e mai presus. Ridicați-vă mai sus. Cântați plin de iubire. Yeah.
care au sub de voi. La cruce de la Golgota. Doamne, vin să-ncerunchez.
cântare, poezie. Cunosc un frate care are un verset. Așa că eu se vroiesc să citească azi un verset la frata adunare. Vrei să fie ești gata? Hai, bine. Iisus le-a vorbit din nou și a zis, eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla întuneric, ci va avea lumina vieții. Amin. 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 Așa să fie. Slăvit să fie Domnul. Are cineva o cântare, o poezie? O cântare, poezie, o cântare, poezie? Nu? Gabriela. Gabriela? Ce are Gabriela? O poezie, slăvit să fie Domnul. Bun, Gabriela are poezie. Sora Gabriela, vine și spune poezia ta pentru încurajare în sens. Se va auzi în curând din gura celor ce vor pierde zborul. Un mare boget pe întreg pământ, căci va veni Iisus, Mântuitorul. Un vai se va auzi în curând, un plâns amar, sfâșietor, căci va veni acel ce a spus, vecheați, nu stați nepăsători, căci am să vin ca și un hoț când nimeni nu se așteaptă. Voi despărți soții de soți, și vor cunoaște atunci toți de-a fost sau nu ai fost fecioară înțeleaptă. Voi despărți prunci de părinți în ceasul revenirii și vor cunoaște acei rămași că a fost clipa răpirii. Un vai se va auzi în curând, dar și un cânt de bucurie. Va fi cântare celor sfinți când sfinții vor zbura spre veșnicie. Cei ce-s legați în suferință, de pat, acei huliți ce greu l-au răbdat, cei care plâng în drumul lor spre cer, tânjind de dor după țara unde lacrimile pierd. S-or bucura, căci va veni Iisus Hristos Emanuel. Uităm ades că aici suntem străini și călători și că purtăm în vasul nostru de lut cereștile comori. Ne înșeală multă libertate, de parcă am fi aici pe veci stăpâni și pierdem cerul într-o clipă pentru gunoaiele acestei lumi. Biserică iubită, popor ales ce spui că aștepți venire, cum stai cu de lemnul vas? Întreabă-te azi bine. Mai arde în tine focul sfânt? Îl mai aștepți pe mire? Să faci și tu cum fac cei mulți, te afunzi în ațipire. Căci trâmbița e pregătită, stă gata să răsune, pe leșirlui de pe orbită, pe cei cu haina curățită, spre mire să-i adune. Vor învia toți sfinții din mormânt, ce-ți dați acum uitării, mormintele s-or despica, când trâmbița va răsuna în lung și în latul zării. Întreabă-te azi serios, unde vei fi atunci? Vei fi cu Domnul nostru Hristos sau vei rămâne aici jos, păcatul să-ți-l plângi? Cu moarte toți suntem datori, de mai întârzie răpirea, dar după moarte ori splendori, ori iadul veșnic, chin, fiori. Depinde numai de voința ta, pe cine astăzi îl slujești, alege calea îngustă, mergi pe ea și vei ajunge negreșit în slăvile cerești.
tânăr drag, cu chip semeț și necrezut în viitor, viața ta e ca umbră, pe pământ ești călător. Nu te încrede în avuții, nu te crede în eu-ul tău, vine vremea să dai ochii cu acel ce-i Dumnezeu. Vine vremea să răspunzi de trecutul tău murdar, să plătești o veșnicie acest timp măreț de har. Căci moartea vine, chiar de nu aștepți, în ceasul nedorit, de aceea îți spun, fii înțelept, fii treaz, fii pocăit. Fii gata suflet oricând, ascultă, ia aminte. Căci vei pleca de pe pământ, dar unde te vei duce? De ești credincios, te așteaptă Domnul. Dar de mergi pe două căi, când cu Domnul, când cu lumea, cum te poartă pașii tăi, te așteaptă iadul veșnic, plâns și scrâșnetul din dinți, despărțit o veșnicie de Hristos și de cei sfinți. Poate că e prea dur mesajul și îți răscolește firea, dar nu uita ce-ți spun, de clipa, de momentul de acum, îți atârnă veșnicia. Ai auzit de multe ori mesajul sfânt, prin versuri, prin cântare, spunându-ți ești călător pe acest pământ, dar nu iei de crezare. Pentru o clipă te-ai oprit din goana ta deșartă, dar apoi mai însetat și mai flămând, ai alergat să strâmberi setea în păcate. Un vai se va auzi în curând, dar și un cânt înălțător. Trăiește înțelept, creștine, și vei avea final biruitor. Amin. 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 Să fie Domnul. Gabriela, dar tot scrii poezii cu da. 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 Așa, noi așa ne-am deprins, că la noi tot scrii poezii. Și acum noi dăm așteptăm, sigur, că scusa aia, că sorul ăla are ei poezii. Asta a fost slăvit să fie Domn mare poezii, binecuvântat poezii. Și am învățat bine. Da, dar cu sora Olea și tu ai, așteptăm și de-a tăi să-mi citești. Una, două. Ai vreun loc, Gabriel. Soțul o cheamă Daniel. Și l-am zis Daniel, mancul. E că lui nu i-am zis Gabriel, la Gabriela. Mai are cineva pe care poezii? Îți trecem de dată la Sfânta Suficina Domnului. Sfânta Suficina Domnului. Am niște versete însemnate ca să le învățăm astăzi ce înseamnă Suficina Domnului. Fraților, ce este cina Domnului? Spuneți, din tot ce ați învățat voi toată viața, poate că ați învățat voi tot despre cina Domnului, dar nu țineți minte tot. Ce este cina Domnului? Hai, Ciprian. Cina Domnului, noi stăm la cina Domnului. Ce este? Aducerea aminte. Aducerea aminte la ce? Jertfa lui Iisus. Jertfa lui Iisus. Ce este cina Domnului? Hai. Legământul cel nou. Legământul cel nou. Cina Domnului. Hai să spunem măcar 20 de lucruri, 30, ca să începem, putem să începem tema. Ce este cina Domnului? Trupul și sângele. Trupul și sângele, da. Trei lucruri s-au spus. Mai sunt două ușoare. Cina Domnului. Mărturisirea înaintea diavolului. Mărturisirea înaintea iadului. Adică, când stăm la cină, la cina Domnului, mărturisim că noi am rupt-o cu păcatul. Da, și asta e tot. Da, bun. Cina Domnului este... Este o aducere a mintii a patimilor Domnului. Da. Ce vestim? Da. Vestim, cum scrie acolo? Când luăm cină, vestim moarte, Domnul. Moarte. Când luăm cină, vestim moarte, Domnul. Dar cui? Cui o vestim? În primul rând, mie îmi vestesc.
Eu când iau cina, eu mie încă o dată îmi vestesc sufletul meu. Dumitru, pentru tine am murit. Eu mie vestesc. Și apoi cui vestesc? Când altcineva mă vede pe eu iau cina, el vede, eu lui vestesc spre moartea Domnului. Așa, vestim moartea Domnului când luăm cina. Dar eu vreau să vă povestesc astăzi din Biblie, înainte ca Iisus să-și vrea sângele, ce s-a întâmplat cu El. Chiar dacă voi cunoașteți, bine cunoașteți, mai învățați odată azi și învățați azi ceva nou. Azi o să învățăm anume că Iisus era părăsit de unici. Iisus cel părăsit. Ascultați, Iisus ne invită pe noi azi la cină și ne invită totdeauna la cina Domnului, la cina Lui. Ne invită de 2000 de ani pe toți la cina Lui. Pe noi care am fost părăsiți, unii suntem părăsiți, alții vom fi părăsiți. El ne invită pe noi, măcar că când El ne invita pe noi la cina Lui, cu 2000 de ani urmă, El era părăsit. Vreau să-mi spuneți voi, cine vreodată l-a părăsit pe Iisus? Cine l-a părăsit pe Iisus? Hai, câteva păreri. Toți apostoli. Ori de câte ori greșim. Eu l-am părăsit pe Iisus. Tu l-ai părăsit pe Iisus. Da. L-a părăsit. Da. Cine l-a părăsit pe Iisus? 2000 de ani urmă. Petru. Ucenicii l-au părăsit pe Iisus. Cine l-a mai părăsit pe Iisus? A? Toți. Cine? Daniel? Petru, da. Petru l-a părăsit pe Iisus. Cine l-a mai părăsit pe Iisus? La urmă și tatăl. Toți care au mâncat pești. La urmă, da, toți care au mâncat pești l-au părăsit pe Iisus. Care au fost plecat. Cine l-a părăsit la urmă pe Iisus? Petru. Tatăl, Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus. Dumnezeu Tatăl l-a părăsit pe Iisus. Dacă a fost vreodată cineva pe pământul ăsta prea și cel mai părăsit, asta a fost numai Domnul Iisus, mai părăsit ca Iisus, nu a fost niciodată nimeni. Părăsit de ucenicii tăi, părăsit de toți care i-au înviat copiii ei, i-au însănătoșit pe alții, i-au vindecat. Și la urmă, părăsit de Dumnezeu. Cine a fost mai părăsit pe El? Niciodată nimeni. Ca Iisus n-a fost părăsit nimeni. Noi toți l-am părăsit și El pe toți ne invită la cină. El vrea cu toți să stea la cină. Cum așa? Ia încearcă tu să faci un tort să inviți pe oamenii care te-au părăsit. E ușor? Dar Iisus spune că pentru El e ușor. Toți care l-au părăsit, să-L părăsesc, El îi invită la cină, că ei să ia din sângele, din jertfa Lui. Toți care l-au părăsit, El îi invită să împaci cu Dumnezeu și să apropie de cină. Hai să deschidem înainte de a merge în Noul Testament, hai să deschidem Zaharia 13:7. Deschidem la cartea Zaharia, capitolul 13, versetul 7. Hai să citim toți odată, 13:7. O prorocie despre Iisus. 2, 3, și... Soarele va sta asupra păstorului meu
și asupra omului care este cu pace, zice Domnul oștirilor, robește negustor și se vor risipi voile și voi întoarce mâna spre cei mici. Deci în Vechiul Testament a fost spusă prorocie despre Iisus. Lovește pe păstor și oile se vor risipi. Nu, e simplu, da? Lovește pe ceva și oile vor fi mâncate, curate, se vor risipi. Lovește pe Iisus. Iisus a fost lovit? A fost Iisus lovit? 2000 de ani urmă, da. S-a lăsat lovit și oile s-au risipit. Deschide deodată la Matei 26, la versetul 30. Matei 26. Versetul 30. La 35. După ce au cântat cântare, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis, în noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Căci este scris, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Pietru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cu coșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Pietru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Vedeți? A fost prorocit cu ucenicii, îl vor părăți. Vreau să vă dau o întrebare. Există vreun om pe glob care să nu fi părăsit vreodată pe Iisus? Nu. Există așa o propoziție în Biblie. Toți l-au părăsit. Când se spune toți l-au părăsit, nu s-a revedere numai cei care cu 2000 de ani urmă, dar toți, de la Adam și toți până la ultimul om care se va naște pe glob. Toți l-au părăsit. Știți de ce el a murit pentru păcatele omenirii? Pentru că toți l-au părăsit. Urmează-se, dacă pământul mai ține 200 de ani, urmează eu să am strănepoți, răstrănepoți și strănepoți. Și ei îl vor părăsi. La un moment dat și ei. Pentru că așa e omul, că omul în fiire asta în care el se naște, el e om care părăsește. Și anume pe Domnul. Cu ce un om poate să-l părăsească pe Domnul? Ce părere aveți? Cu ce lucruri? Ce lucruri arată că omul părăsește pe Domnul? Cu vorbirea lui? Vorbirea arată că omul părăsește pe Domnul? Da. Gândirea arată că omul părăsește pe Domnul? Da. Faptele arată că omul părăsește pe Domnul? Da. Da. Toți l-au părăsit. Toți l-au părăsit. Deschide la Matei. Deschide la Matei capitolul 25, capitolul 26. Tot aici unde am fost noi. 26, versetul 55 și 56. În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor, ați ieșit ca după un tălcar, cu săbii și cu ciomeci, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Citim toți mai departe. Două, trei, și... Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Stai seama. Fraților, voi vă dați seama. Oare cum se simțea Iisus cu el? A venit pe pământ în trup de om. Dumnezeu din veșnicie a intrat în pământ, pe pământ
intrat în trup de om. El simțea când e frig, când e cald, ca și toți oamenii. El simțea când e părăsit, simțea când e iubit, el simțea tot. În trup de om ca și om. În toate a fost găsit ca om. Și Dumnezeu. Iată închipuiți-mă un pic. Eu aud pe la șantier, vorbesc câte dată oamenii. Stăteau doi într-un colț acolo și fumau și vorbeam. Zice unul, păi, cât ți-am ajutat în Anglia asta? Nici bună ziua nu-mi dau. Știi, se vedea omul cum sunt de dorire la inimă, pe dânsul la părăsit, nu-i dau bună ziua. Dacă și l-a ajutat el, l-a hrănit și l-a ținut în casă și l-a ajutat. Altul zice, da, și eu, cât unul și bani, da, și tot mă lepăda. Se simțeau un doi părăsiți. Asta se simțeau doi oameni care au fost părăsiți de câțiva oameni. Dar hai acum să ne închipuim cum, de la ce a fost părăsit Domnul Iisus? Cine l-a părăsit pe Iisus? Închipuiți tu. O fetiță moartă în pat. O fetiță moartă în pat. Iisus vine și îi spune, toți spune, Iisus îi spune, Talita, cumi. Ridic, fetița n-a murit și doar. El învie fetița. Merge în alt oraș, învie pe băiețelul tău. Merge în altă parte, învie alți trei copii. În altă parte însănătoșează 10 leproși. În altă parte merge, îl ridică de jos. În altă parte femeia îl apucă de haine și îi termină scurgele. În altă parte merge și pune noroi pe ochi, scuipă noroi și pune pe ochi la or și el vede. Și merge peste tot. În altă parte s-a oprit și a predicat la oameni și oamenii au înțeles, 5.000 de oameni. Wow! Iau ce drept mai vorbești. Ne schimbă viața omul ăsta, cuvintele lui. El le face pâine și pește. Ei toți mănâncă. Printre ei era care Domnul Iisus s-a apropiat că unul plângea tare. Unul dintre noi, care închipă-s cu unul dintre noi era acolo. Și plângea tare că copilul lui e lunatic. Altul, tot dintre noi, tot oameni era. Plângea copilul lui îndrăcit, să aruncă în foc, să aruncă în apă. Strașnic, Iisus alungă demonul. Alungă dintre toți care erau demonizați. Eliberează, vindecă, învie. Și la urmă, toți l-au părăsit. Toți l-au părăsit. Fraților, dar când e mai dureros? Când te părăsesc străinii sau când te părăsesc ai tăi? Ha? Ai tăi. Ai tăi. Cei mai mari rane poți să facă numai al tău. Străinii poți să facă răi mici, dar tău poți să facă cea mai mare. Tu închipuiți altceva. Domnul Iisus suflă peste apostoli. Spune, și ce le spune când suflă peste ei? Voi știți? Țineți minte voi ce le spune Iisus la apostoli? Când Iisus a suflat peste apostoli, ce le-a zis? Luați Duh Sfânt. O suflat peste ei, luați. Așa le-a transmis el Duhul Sfânt. Ei au luat Duh Sfânt, Iisus le spune lor, duceți-vă, vestiți Evanghelia, vindecați pe bolnavi, eliberați de, pe oamenii care sunt răciți, dar faceți minuni, vestiți Evanghelia. Ei au mers, Domnul le-a dat putere, tu ți închipui tu, Iisus Hristos să fi suflat peste tine și tu să ai puterea să învii. Ți închipui tu, Iisus, o suflat peste tine și tu pui mâna peste bolnavi și cancerul îi lasă în același moment. Pui mâna peste orb și ei deodată văd. Tu ți închipui. Și Iisus le-a dat lor asta. Și la urmă, și ei
l-au părăsit. Totuși s-a găsit unul mai tare ca toți, care era și mai bătrân și a spus, Doamne, ei că tineri n-au experiență, dar eu mă cheamă Pietru. Și ei poate să te lepide, Doamne, la dânsul nu trage mare atenție, eu nu te părăsesc. Iisus spune, Pietru, tu ei să mă părăsesc câteodată, dar tu de trei ori. Tu care mai tare te dai că nu o să te părăsești, tu de trei ori. Toți l-au părăsit. Dar dați seama cum au fugit ei în seara aceea, că pe Iisus l-au luat în Ghețimani. Au fugit, l-au părăsit. Maria, oare l-au părăsit și ea? Mama lui? Dacă Biblia spune toți l-au părăsit, înseamnă că toți l-au părăsit. Isaia 53:3, ceva care îl descrie pe Mesia. Înainte ca să nască Mesia, Isaia spune așa. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferință. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Disprețuit și părăsit de oameni. Hai să ne oprim un pic la cuvântul disprețuit. Când mergea Iisus spre Golgota, spre cruce, cine îl disprețuia pe el? Asta nu-și mă amin. Cine îl disprețuia? A? Noroadele. Întrebare. Dar din noroadele care îl disprețuiau, era cineva care o fi mâncat pâine cândva și pești? Cum credeți? Cândva mâncau pâine și pești și după asta tot ei strigau răstigniți. Răstigniți. L-au părăsit tot. Prorocia în Isaia spune, el a fost disprețuit, era disprețuit și obișnuit cu suferința, părăsit de oameni. Cine o mai disprețuia pe Iisus în drum spre cruce? Soldați îl disprețuiau. Cine o mai disprețuia pe Iisus? Știi că e dureros când te disprețuiește cel care care are aceeași pedeapsă ca și tine și ei te disprețuiesc. Cei doi tâlhari care erau alături, Biblia spune că și ei doi, la început, ambii, și unul din stânga și din dreapta, îl disprețuiau pe Iisus. Și după asta unul s-a trezit și a spus, nu, totuși, el nu-i greșit cu nimic. Fiecare, disprețuit din oradii până la cu crucea. Părăsit de oameni a fost până în ars cruce. Și când l-au părăsit toți. Nu cum așa? El își dă viața pentru toți și toți îl părăsesc. Întrebare. Unii oameni spun, și ce o să fie dacă eu urmez pe Iisus? Nu te stresa. S-ar putea să fii părăsit. Este scris. Ce îi se întâmplă învățătorului, poate se întâmple și ucenicului. Eu m-am întors la Dumnezeu, eu mi-am dat inima Domnului și când încolo pe mine, m-au părăsit. Nu-i distresat, nu-i dinervat, nu-i desupărat. Asta e ok. Asta e fain. Învățătorului i s-a întâmplat și mie poate să mi se întâmple. Pentru că eu m-am hotărât să-L urmez. Pe cel părăsit. Știți ce e interesant în viața asta? Este câte un om pierdut care doarme sub gard. Și nimeni dintre neamurile lui nu-L vede. Că el e pierdut. Nimeni nu trage atenție la el. El e pierdut. Nimeni nu-L cheamă la zile de naștere, la mes, pierdut.
Trei cuvinte nu poate să lege. Pierdut. Și dacă pierdut într-o zi spune, eu mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu. Deodată se trezesc toate neamurile și vin și încep să-l sfătuie. Deschide ochii la viață. Întoarce-te pe o cale dreaptă. Dar până acum, unde ați fost? Și încep să-l disprețuiați. Acum ascult. Dacă în viața ta, pe cale credință, ești părăsit, nu plânge, nu te stresa. Învățătorul tău a fost părăsit. Dacă ești disprețuit, să nu plângi, să nu te stresezi. Învățătorul tău a fost disprețuit. Și părăsit de oameni. Hai să ne uităm la alt verset. Hai să deschidem la Ezechiel. Ezechiel, capitolul 39. Ezechiel, capitolul 39. Spune că toate femeile din Israel vor plânge. Și noi nu m-am învățat. Am vrut să vă aduc aminte. Nu știu, ăsta să-l căutați voi. Eu nu m-am vă spun. Nu știu unde scris. Este așa verset. Spune așa. Toți în Israel va veni o vreme, la sfârșitul vremului, când toți din Israel, toți evrei, fiecare familie, toate femeile din fiecare familie a evreilor, vor plânge foarte deosebit, vor plânge foarte strașnic, vor plânge foarte mult, pentru că l-au părăsit pe Cel care poate da mântuirea lui Israel. Fraților, primii care l-au părăsit pe Iisus, ăștia sunt cine? Evrei. El a venit la poporul Israel și poporul Israel l-a părăsit. L-a părăsit și apoi l-a dat în mâna cui? Evrei l-au dat în mâna romanilor. Romanii ce au făcut? L-au primit? Nu. Tot l-au părăsit. Evrei l-au părăsit, l-au dat în mâna romanilor. Romanii l-au părăsit. După asta l-au părăsit ucenicii lui. După asta toți l-au părăsit. La sfârșit, vedem să-L părăsești Dumnezeu. Voi știți, dar eu vreau să vă mai întreb încă o dată, de ce Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus? De ce Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus? Din pricina păcatelor noastre, de omenire. Din pricina păcatelor noastre. De ce Dumnezeu l-a părăsit pe Iisus? Când era Iisus pe cruci. Dacă să putem fi mântuiți, eu vă spun una din explicații, care alta pur și simplu nu e. Dacă cineva o să găsească alta, să ne spuneți și mie. Dar alta nu e. Una din explicații că tot păcatul lumii, dacă ia un om, toți păcatele lui din tinerețe până la bătrânețe, să poate pune-le toate în trei saci. Toți păcatele în trei saci. Mare. Ia 100 de oameni câte 3 saci. Ia 1 milion de oameni câte 3 saci. Ia 1 miliard de oameni câte 3 saci de păcat. Ia 50 de miliarde de oameni de la Adam până astăzi. Fiecare cu 3 saci de păcat. Tot păcatul omenirii, tot saci ăștia de păcat, curvii, ucide, murdării, zavistii, tot ce-i scris acolo, toată asta stătea pe capul lui Iisus. Pe Iisus. Stătea pe Domnul Iisus. Și așa Iisus Hristos a devenit, cum scrie, blestem pentru noi.
El s-a făcut blestem pentru noi. Iisus, practic, a devenit blestemat. Măcar că era sfânt, dar a luat toate păcatele, toate blestemele asupra lui. Tot. A luat toți. Ascultați, a luat toți care nu s-au pocăit. A luat toți. Oamenii care azi nu sunt pocăiți, nu sunt întorși la Dumnezeu, și pe lor le luat. De ce vor merge în iad, dar mulți? Pentru că ignoră jertfa lui și gata. Dar Iisus a murit pentru păcate la toți oamenii. Iisus n-a murit numai pentru câțiva, El a murit pentru toți. Și acum tot păcatul omenirii, zgârcenii, huliri, ură, tot, asupra capului lui, miliarde de saci de păcate. Și Dumnezeu Tatăl, când s-a uitat la El, l-a văzut plin tot păcatul omenirii și acolo unde sfințenia, unde e păcatul, sfințenia nu stă alături. Dumnezeu și-a întors, practic, fața nu de la Iisus, dar și-a întors fața de la omenire. Și-a întors fața de la păcatul omenirii. Da, Dumnezeu lumea o iubea. Și-a întors fața și nu i-a mai răspuns lui Iisus. Și-a întors fața de la murdăriile noastre, toate care erau deasupra lui Iisus. Și atunci Iisus a simțit asta. Cine ca cine, dar Domnul Iisus. Și Iisus spune, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit? Răspunsul, pentru ei, pentru păcatele lor, i-am părăsit. El s-a făcut blestem pentru noi, ca noi, prin El, să fim sfinți. Amin? Iată de ce, fără de Hristos, nimeni nu vine la Tatăl. El s-a făcut blestem pentru noi, ca prin El noi să fim sfinți. Amin? Un ucenic adevărat al lui Hristos neapărat poate să treacă prin ceea ce a trecut Iisus. Apostolul, vreau să întreb despre apostol, ce părere aveți? Apostolii au fost părăsiți. Au fost părăsiți. Cunoaște vreun caz? Eu vă zic din istorie, un pic. Cum s-a simțit Bartolomeu? Ați auzit Bartolomeu? Apostolul Bartolomeu. El a ajuns cu Evanghelia până în Armenie, spune istoria. Și armenii erau păgâni. L-au jupoiat de toată pielea lui, cu cuțit. Cu lama, i-au tăiat tot, cum era atunci, cuțit din alea lui. Toată pielea lui. Și el a înmurit Bartolomeu. Și au pus-o să o țină în braț. Vreau să vă întreb, oare se simțea un pic Bartolomeu părăsit? Mai ales dacă era singur, numai el, fără frate. Sunt dovezi istorici, Bartolomeu în Armenia a fost pielea lui tăiat și pus în brațul lui. S-a simțit părăsit sau nu? Da. Toma, a vestit Evanghelia și a ajuns până lângă Delhi, India. A vestit Evanghelia într-o parte, în altă. Și la urmă, numai pe el, împăratul a dat ordin să lege de patru cai, mâinile, picioarele, el jos, sculcat la pământ și au bătut toți cai odată ca să ducă în patru părți, ca să-i smulgă mâinile și picioarele. Când îl legau pe Toma, întrebare, Toma s-a simțit părăsit sau nu? Da. Dacă învățătorul trece prin ceva, dacă ceva i s-a întâmplat învățătorului, poate să întâmple și ucenicului. Cine din voi ar vrea să-L urmeze pe Domnul mai departe? Amin? Îl urmăm pe Domnul? Da. Pietru s-a simțit părăsit când l-au pus pe cruce în Roma. Pietru l-a pus pe cruce și istoria spune, este document scris, Pietru a zis totuși, dacă ai o dorință, de la romani s-a luat cu legea asta la, știți când îți dă sentința cu moarte, în ziua de azi este așa o lege, ultima dorință. Cel care îți duce să moară are ultima dorință. Și că romanii aveau un codex lor, în legea lor, statutul lor,
Acolo scrie așa, ai o dorință înainte de moarte. Și l-a întrebat Pietru. Și Pietru a spus, nu sunt vrednic să mor răstignit pe cruce ca învățătorul meu. Întorceți-mă capul în jos. Și el a făcut după cerința lui și l-a întors crucea cu capul în jos, în Roma. Întrebare, oare s-a simțit Pietru părăsit undeva? Frații nu erau alături? Pavel, apostolul Pavel. Dă să deschidem împreună la 2 Timotei 4 cu 16. 2 Timotei. Apostolul Pavel, înainte de a fi tăiat capul, înainte ca să taie capul în Roma, citim de la versetul, înainte ca să taie capul, el a scris scrisoarea către Timotei, din pușcărie. Și le spune așa, 2 Timotei, capitolul 4, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morți și pentru arătarea și împărăția sa. Timotei, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nu la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă, toată blândețe și învățătură. Căci va veni vreme când oamenii nu vor mai putea să sufere învățătură sănătoasă, ci îi vorbi de la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftile lor. Își vor întoarce urechile de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinței. Fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Pavel deja avea sentința că lui o să-i taie capul în Roma. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergare, îmi văzut credința. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vină curând la mine. Căci Dima, din dragoste pentru lume, de acum m-a părăsit. O, Pavel, părăsit de cine? De Dima. Nu de mine. De Dima. Era unul Dima, în latin îi spunea Dimas. Și spune, m-a părăsit și a plecat la Tesalon. Crescen s-a dus în Galatia, Tit în Dalmație. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el nu este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes, când va veni, când vei veni, adun mantaua pe care am lăsat-o în troa la cap și cărțile, mai ales cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu tot împotriva cuvintelor noastre. Știm versetul 16. La întâi, știm toți odată, 16. Două, trei. La întâi, nu mi-am răspuns de apărare. Nimeni n-a fost un bine, ci toți m-au părăsit. Să nu rezistim să socoteam lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să audă toate neamurile și moldoveni și ruși și ucraineni și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în împărăția Lui Cerească. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spune sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Ionisico. Era asta rămas în Corint, iar pe Trofimul l-am lăsat bolnav în Melet. Caută de vină înainte de iarnă, Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații strimiți sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, Harul să fie cu voi toți. Amin.
Amin. Vreau să ne referim la versetul ăsta care spune, verset 16. Pavel a avut o judecată. Fraților, Pavel a avut o judecată. Uitați-vă atent la versetul 16. Pavel a venit în fața judecății. Asta e versetul 16. Și el povestește despre sala de judecată, unde el a fost. La sala de judecată, Pavel a venit, știți cu cine? Cu frații. Vreau să mă povestesc un pic tot din Faptele Apostolilor, dar mai scurt, așa, ca o povestire, ca să vă puteți închipui mai ușor. Când Pavel a ajuns cu corabia în Roma, când au ajuns, țineți minte, prin cât a trecut el, corabia s-a stricat și tot și-a ajuns în Roma. Știți, soldații deja nu mai țineau legat. Pavel a trăit în chirii 3 ani, în Roma. Dacă nu a ajuns numai în Roma, la Parom, acolo, pe malul mării, pe dânsul l-au întâlnit pe Pavel, frații de Roma. Și-au mers cu Pavel pe jos, de acolo de unde te lasă din corabie, până la zona care se numește Trei Cârciumi. Eu am văzut, când am fost în Roma, am văzut drumul ăla eu cu ochii mei. Ei special l-au lăsat așa bătătorit cu pietre și nu l-au schimbat deloc, pentru că e scris în Biblie drumul. Drumul de la Trei Cârciuni, Pavel, e lat cam cât biserica asta, de acolo până acolo, așa e de lat, și lung, 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 și numai din pietre. Și de acolo, de la Ostia, din l-a lăsat Pavel, până a mers el la locuința lui, el a mers pe drumul care ducea pe lângă Trei Cârciuni. Spune Pavel în Faptele Apostolilor, frații m-au întâlnit. Și frații l-au întâlnit. Au mers cu Pavel pe drumul ăsta de la Trei Cârciuni. Am mers eu vreo 30 de metri pe drumul ăsta de la Trei Cârciuni, știind Biblia, mi-am închipuit cum merg și eu cu Pavel. Interesant, totuși. Scalzi pe drumul ăla, știi? Să știi că e drumul ăla de care m-a mers Pavel. Și tot ce e interesant, măcar am calcat niște pietre. Mă gândeam, oare Pavel a călcat și... Frații m-au întâlnit, bucuroși, au mers cu el. 3 ani de zile a trăit Pavel în chirii. Frații veneau la el. Toți erau împreună, toți. Și la urmă Pavel vine la judecată. Frații vin cu el în sala de judecată. Și Pavel spune în versetul 16, da? 16. Spune așa. La întâiul meu răspuns de apărare, toți m-au părăsit. Toți cine? Toți frații. Dar Pavel, când a fost cât a stat în pușcărie, frații nu i-au adus lui un manta, el nu avea manta, lui era frică. Pavel a scris în Timotei, adă-mi manta. Întrebare, chiar nu-ți puteai de adus un manta? Poate că nu știm. Dar nu ne ducem în alte teme. Tema de azi e l-am părăsit. Și acum a recapitulat. Fie învățător. Pe Domnul Iisus Hristos l-am părăsit. Pe apostol. I-au părăsit? I-au părăsit. Și totuși, acest Iisus, acest Domn și Salvator care ne-a mântuit pe toți, El, noi care l-am părăsit, El ne invită pe noi la cina Lui. El ne invită la sângele și trupul Lui. El poate că n-aș fi invitat pe cineva care m-a părăsit, sau cu greu, pentru că sunt om tare slab. Iisus ia și invită pe toți păcătoși. Pe toți cine-i murdar. Împăcați-vă cu Dumnezeu și luați din cina mea. Iată de ce apostolii totdeauna au spus fraților, ăsta nu-i? Cina nu e așa simplu. Oricine ia, vine prima dată, bună ziua, pace vouă, eu și eu. Nu. Pavel spune, fraților, asta atât de serios,
Asta e atât de serios și așa nu l-am părăsit. Dar prin asta când m-am împăcat cu Dumnezeu prin El, mi dă voie să mâncăm cu El. Dar doamne, fraților, asta așa e de serios. Unii s-au atins de cinul și au murit. Unii s-au atins de cinul și s-au îmbolnăvit. Alții s-au atins și nu puțin dorm. De la ce nu puțin dorm? De la bolci, la multe altele. De cinul nu te apropii neserios? Eu am fost într-o adunare aici în Anglia, da? Și era cina Domnului. Și mă uită, pastorul e chemat pe oameni la cina Domnului și înainte de a se începe biserica, eu am fost vreo două ori înainte de asta, am fost acolo în biserică. Și am văzut. Doi vorbeau și mecherește între ei la ușă, unul chiar fuma. Am auzit pe altul cum au înjurat chiar, unul cu altul. Ei am auzit pe afară și m-am speriat înăuntru meu. Și când a fost vorba de cină, veneau parcă stăteau în rând la macaroane. Știi? Că veneau toți pe rând în față la cină. Parcă stăteau în rând la macaroane. Și aceștia doi care înjurau și aceștia care fumau, știi? Și se apropie de cină, serios vă spun. Parcă era o masă de asta care e tot pregătit pe ea și tu numai te duci și mănânci. Știi cum este că la câte o zi din astăzi o masă acolo e pus? Fiecare se servește. Și când a venit la cină, când a venit, o luat paharul, știi? Și toți șmecherești. Știi? Și eu am strigat atunci, i-a dat, stop! Stop! Și pastorul se doare. Nu așa, eu zic, nu așa! Disprețuiți cina Domnului, puteți muri azi. Puteți vă îmbolnăviți de seară. Și nu dormiți puțin. Pastorul s-a așezat și mi-a arătat pe de aici, adică spune-mi ca și cum, spune-mi ce vrei. Și mi-am spus, nu așa, zic, voi doi ați înjurat acolo lângă ușă. Fumați, tu doar fumiezi, voi trebuie să vă împăcați cu Dumnezeu și ați vă apropiezi de cine. Asta nu-i simplu, nu-i chiar așa. Și după ce eu am predicat despre cine, normal m-am dus să predic o altă temă, dar să primim că am predicat despre cine, zic, apropiați-vă de cine a Domnului. S-au ridicat trei. Unul de acolo, unul de acolo. Și-au venit toți la cină. Și o femeie s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, iartă-mă, ajută-mă să fiu vrednic de cina ta. Și eu am zis, ești gata pentru cina Domnului. După asta m-am gândit că pastorul cel cumva super pe mine, eu cumva am fost precurajos, m-am băgat cândva în altă biserică, dar pastorul a zis, Dumitru, nu știam cum să-ți spun despre asta, țeica, frate, cum să-ți spun că uite cu ce ne confruntăm noi. Ei numai vin, dar nimeni nu trăiește Evanghelia. Sunt doi, trei care trăiesc. Și zic, care sunt? Și până la urmă soția, pastorul mă spunea, păi da, femeie cei care s-au închinat, s-au păzut, da, da, și omul ăla care... Exact, au venit cine arată și cine a dat. Și eu zic, nu te supărați, zice, nu mă supăr deloc. Acum mă aștept, o super, nu o să vină la casa Domnului. Păi uite, da, biserica era vreo 150. Mă aștept că nu o să vină. Eu zic, hai eu să te învăț cum să-i alungă. Da, să te învăț cum să-i alungă. Cum? Uite, tu să ieși și să spui adevărul curat. O super, să fugi de acolo. Să duc acasă, să nu vină jumătate de an, să spăcăiască din toată inima și să vină înapoi, pentru că asta e casa Domnului. Aici nu te joci cu Domnul. Când vorbim ca frați, nu, oaspeți, poți vii la casa Domnului, nu, ca frați. Dumitru, așa am să fac. Și m-a sunat luna trecută pe biserica noastră din 16 ani. Deci, da. Frate Dumitru, am vorbit vreo 3 ori cu asta. Știi câte bucurie? Ne ajutăm unul pe altul, cu inima unul pentru altul, până nu parcă era atât așa, nu mă vineam că la concert. Îți zic că nu s-a început frățietatea. Zice, dă-mi și mie foii cele care voi le veți așa ca legătură, frățați. Dă-mi și, le-am dat și lor, și ei tot, sunt, știi, Biblia, foile, să fie legătură frățească așa, între ei. Și gata. Dacă eu v-am povestit un pic
cum e picina Domnului când vorbești despre ea cu adevărat într-o biserică, cum poate superi oamenii, dar asta e adevăr. De atâta bisericile de 2000 de ani spun așa, cei care nu sunt botezați după Noul Testament, nu vă apropiați. Care n-ați încheiat un legământ cu Domnul, nu vă apropiați. Pentru că s-ar putea să nu deosebești trupul Domnului. E scris. S-ar putea să nu deosebești, s-ar putea să nu înțelegi ce-a făcut Hristos la cruce. Și neînțelegând, te apropii și iai aiurea. Iai fără să înțelegi, nu se poate. Când tu te-ai hotărât să-L urmezi pe Domnul, ai intrat în apă botezului, aici vorbim deja de un om care el e serios cu cina Domnului. El e serios cu calea Domnului. Da. Și de obicei când predic, când predic la o biserică sau când o cântare, pentru că ești nou, la oameni e interesant cu omul nou, ei dau mâna cu tine la ușă, te îmbrățișează, vai, slava Domnului. Dar eu în ziua aceea, după ce am predicat și am ieșit la ușă, parcă eram părăsit de oameni și disprețuit. Stăteam acolo nimeni și cu batiști, cu Biblii mari, cu tot răjua pe mine așa. Din Cinatan am luat cine. Spărați așa de ce mă gândi. Eu pace, pace, de-o pace. Ei, spărați pe ce. Ce să faci? Ce să faci? Vreau să spus adevărul cu ești. Fraților, suntem cinci. Deci dacă unul dintre noi cinci, a cinci, dar o ia iurea, o ia heisa și vorbește lucruri urâte, mai bine tăiată creangă să rămânem patru, dar să rămânem în Domnul, decât să stăm 100 bolnavi. Înțelegeți voi? Nu-i de jucat care Domnul.